44. Mingea circulă pe traseul Beloni-Bălan, Beloni-Tudorel Stoica, iar capitanul este faultat în marginea careului. 9.000 de spectatori îl solicită pe Hagi. Presimțind parcă... Hagi își potrivește balonul și... Legenda spune că jucătorul desemnat de antrenorul Anghel Iordănescu să execute loviturile libere era veteranul Ladislau Beloni. Nou venitul Hagi a insistat să tragă el și Steaua a câștigat și Supercupa Europei.